Domnule președinte Igor Gros, formațiunea pe care o conduceți dumneavoastră a rugat respectos și din suflet oamenii să doneze atâta cât vor pentru binele partidului și pentru această campanie. Cât ați colectat de la oameni? Eu pot să vă spun, chiar când ieri am avut o ședință așa, organizatoric cu candidații, am mai trecut în revistă parte din mesaj, am discutat și despre planul de campanie, propriu zis, dar am discutat și de partea financiară, deci noi am reușit să colectăm, dacă mă amintesc eu corect, 2,6 milioane lei. Deci, da, am reușit să colectăm. Avem aproape 1000 de donatori persoane fizice, dacă majoritatea sunt persoane fizice. Majoritatea plăților, donațiilor se fac prin plăți electronice, da? Asta e cea mai bună modalitate și încurajez toate partidele politice să facă lucrul ăsta. Fiecare cetățean, orice cetățean în Republica Moldova, care are un card bancar emis de o bancă din Republica Moldova, poate accesa site-ul. Da, nu fac acum publicitate. Da, nu, dar modalitatea e bună. Adevărul că noi am început să cultivăm, da, această practică din 2016-2017 și noi cumva am fidelizat o bună parte din donatorii noștri. Ei devin mai activi în campanii electorale, pentru că e firesc în campanii electorale să devină mai activi. Și, desigur, avem și finanțarea de la stat. Trebuie să menționez lucrul ăsta. Asta, băi, pe lume aveți 556 de mii de lei. Da, dar deci este finanțarea de la stat, scorul nostru electoral din parlamentare, locale și prezidențiale. Și lunar, undeva 500 și ceva, 550 dumneavoastră de mii, este finanțarea de la stat. Și noi ne bucurăm, da? Mulțumim pe această cale, mulțumesc tuturor donatorilor. Sunt donații diferite, de la 10 lei până la 20 de lei, deci variază. Lumea poate să doneze 50 de lei, 100 de lei, 200, poate doneze 1000 de lei. Deci, da, eu am posibilitatea în regim online să văd ce donații vin, de la cine vin. Dar dacă aveți jumătate de milion pe lună de la stat, de ce mai luați, mai cereți la oameni? Pentru că eu cred că asta e corect. Oamenii care te susțin și sunt gata, pe lângă faptul că te votează, să mai contribui și financiar, pentru că noi le spunem foarte clar pentru ce ne trebuiesc acești bani. În primul rând, avem nevoie de acești bani ca să putem alimenta mașinile noastre, ca să publicăm ziarul, calendarul, ca să postăm niște, să plasăm niște banere. Pe exemplu, noi mai puțin o să facem mult de asta, dar vă dați seama, spre exemplu, un minut la televiziune, n-am să spun la care televiziune, ajunge să coste 1500 de euro. Da? Deci pentru noi asta e inadmisibil, e foarte scump. Poate noi mai târziu, da, la un anumit moment, nu mai spun acum tactica noastră de campanie, o să apelăm și la astfel de publicitate, dar e costisitoare pentru noi și noi nu o să facem, nu o să putem să ne permitem așa ceva. Deci noi mai mult o să preferăm să publicăm ziarul, să mergem de la poartă la poartă, să publicăm calendarul nostru, pleantul nostru și atunci eu cred că e mai mare eficiență decât banii nebuni care se arunci pe publicitate la televizor. Care, vă spun, eu cred că pentru Republica Moldova sunt niște prețuri cosmice. Iată, dacă am putea să ne ajute Dumnezeu să introducem o modificare în codul electoral, să interzicem publicitatea la televizor, să interzicem billboard-urile astea mari și costisitoare, da, spune domnule, iată, publicați, cheltuiți pentru ziare, pentru pleante și mergeți la om, de la poartă la poartă. Iată, ar fi cea mai indicată modalitate de a ajunge la oameni, da? Dar fundraising-ul, colectarea de fonduri, este, eu cred că este ceva foarte corect și dacă partidele vor începe și vor face astfel de campanii de colectare, pentru că ai succes în astfel de campanie de colectare și eu pot să-mi permit să spun că am avut succes, pentru că noi le spunem oamenilor pentru ce le-am folosit, la ce am folosit banii ăștia. Am spus că am putut să plătim pentru atâția kilometri de drumuri care trebuie să le facem, că am publicat atâtea sute de mii de ziare și au ajuns, înseamnă că într-o sută de mii sau 200 de mii de gospodării.
Da, iată în felul ăsta. Și ziarul nostru, probabil cei care l-au primit, e alb-negru, nu folosim, adică okay, ceva scump și așa mai departe. Deci e corect să fie, să vină donații mici și multe de la cetățeni. Astfel cetățeanul te va responsabiliza, da, va avea și curajul să ceară. Fii atent, eu și eu am contribuit acolo și am dreptul să vin la tine la birou sau la parlament și să cer 1, 2, 3 sau nu faci corect aia sau aia. Dar ați văzut că prietenul Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Gheorghe Cafcaliuc, președintele Pacea, azi seara a trimis un comunicat în care anunță că în perioada 28 mai 4 iunie contul electoral al PAS-ului a crescut considerabil datorită donațiilor de peste hotare. I s-au adresat la CEP. Uh-huh. Dar sursa acestor transferuri provoacă multe întrebări, zic cei de la Pace. Că zeci de donatori nu indică ocupația, în locul profesiei scriu angajat, și tot așa. Deci, să aștepte toți concurenții electorali care sunt interesați de donatorii noștri, să aștepte și atunci când noi o să prezentăm, iar noi o să prezentăm raportul și cu lista donatorilor la Comisia Electorală Centrală, să verifice, comisia o să verifice, ei o să verifice. Vă asigur că în cazul nostru este totul corect, noi chiar obișnuim acele donații care considerăm că vin din partea unor persoane care n-ar fi bine să ne financeze, le întoarcem înapoi. Iată și așa. Lux noi ne permitem. Nu că lux, dar este o regulă. Dacă nu este cineva indicat sau care împărtășește în opinia noastră, viziunile noastre, noi returnăm. Iar cei cu care ați menționat dumneavoastră n-au decât să margă, da, să conteste de câte ori vor. Noi suntem foarte corect și calm la capitolul ăsta.